Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Sunt Vlad Madan și în următoarele 45 de minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre mai multe chestii ce ne afectează în mod direct buna desfășurare a vieții cotidiene. Astăzi ne vom referi la subvențiile în agricultură, ne vom referi la importul de carne de porc în țara noastră și mai multe aspecte ce țin de aceste aspecte. Invitații ediției de astăzi sunt Radu Mudreac, deputat PSRM, președintele Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară. Bună seara și bine ați venit! Și domnul Nicolae Ciubuc, directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre! Bună seara și bine v-am găsit! Pentru început aș vrea să clarificăm pentru toți cei care ne vizionează la această oră. Carnea de porc se mai importă în țara noastră? Care este starea de lucruri? Cine ne poate deschide parantezele? Domnul Mudreac. Cătare întrebarea dată ține de competența Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Ei sunt acea instituție care vizează importul și exportul de produse alimentare. Cred că ar fi bine să-i expune dumneavoastră ce îi ține de importuri. Însă și conform situației care este creată în țară, ce îi ține de pesta porcină africană, constatată și confirmată de laboratoarele de referință, conform acestor date, pe parcursul perioade date este interzis importul a cărnii de porcină și anume de și porcină, adică a acelor animale care sunt receptive la boala cădată. Eu cred că dumneavoastră sunt conștienți de situația care este creată și la moment, după cum s-a anunțat, este stopat importul de carne de porcină. Bănuiesc că nu mai este pe teritoriul Republicii pe perioada cât este stabilită acea carantină privitor la boală. Domnule Ciubuc, săptămâna trecută colegii noștri de la Departamentul Știri au realizat un subiect în care reprezentanții pieței centrale spuneau că nu mai avem carne de porc importată. Este așa? Se controlează starea de lucruri? Bine, sunt specialiștii care au verificat, au făcut astfel de constatări. Noi un lucru putem constata sau demonstra, este un focar sau este mai bine zis situația epizodică critică, fiindcă cunoașteți că în Ucraina au fost confirmate mai multe focare de pesta porcină africană. În acest sens pot să menționez că chiar și în Republica Moldova, în nordul țării, într-o localitate din raionul Don Dușeni, chiar două, au fost depistate două focare, în rezultatul căreia, fie că au perit, fie că au fost sacrificate animalele în cadrul gospodăriilor unde au fost constatate aceste focare. Drept măsuri de prevenire sau de răspândire acestor focare, în conformitate cu hotărârea de guvern din 7 octombrie, a fost instituită o serie de măsuri privind limitarea inclusiv a importului din Ucraina, ce își ține de produse de carne de porcină. La fel a fost strict sau impus interdicție la importul de produse de consum propriu, adică la trecerea frontierei de către persoanele fizice, mă refer aici la produse din carne, bagaje și așa mai departe, ceea ce de fapt ar constitui de fapt un motiv de a crede că produsele, dacă până acum erau comercializate pe teritoriul pieței, inclusiv centrale, acest lucru poate într-un fel sau altul afectat inclusiv plasarea pe piață produselor respective. Ca să fim tranșanți, să spunem telespectatorilor, la ora actuală în Republica Moldova nu există riscul unei nou focar? Din punct de vedere a acțiunilor și măsurilor întreprinse, este greu să spun dacă, desigur, există risc, dar prin prisma celor măsuri și acțiuni care s-au întreprins, situația până la moment rămâne a fi una sub control. Se duc diferite sau se realizează diferite acțiuni de profilaxie în vederea prevenirii răspândirii acestui focar. Până la moment, după cum am menționat mai sus, sunt înregistrate doar aceste
două focare în localitățile de nord. Respectiv, prin acele măsuri, sper foarte mult că acest lucru va fi ținut sub control. Până la urmă, în condițiile în care există această stare în mai multe țări, desigur, Republica Moldova, în virtutea amplasării sale geografice, nu există, sau există în continuare riscul că această boală să fie răspândită. Sperăm că acest lucru, în condițiile în care va fi ținut sub control, să nu avem. Domnule Mudrac, haideți să trecem la un nou aspect. Ceea ce spuneam la începutul acestei emisiuni, subvențiile în agricultură. O secundă să rămânem la ce s-a menționat. Vă rog. Mai sus, de peste. Îmi pare întrebare sursa din pieți care a parvenit în Republica Moldova. Din presă a fost declarat că cineva a procurat careva animale din Ucraina la hotarul din Ucraina și care o patrunse în Republica Moldova. Urmează, ca să avem audieri parlamentare ce își ține în comisia de profil, să vedem cum au nimerit aceste animale din Ucraina în Republica Moldova, pentru că importurile oficiale sunt un șir de cerință pentru a face careva importuri oficiale, dacă au patruns animale vii procurate pe psihotari din Ucraina, care susă de impieți, atunci rămâne să vedem unde este scăparea. 2. Cei ce la ziua de astăzi se întreprind și ca ne admitem mai departe răspândirea acestui focar, ANSA este obligată să întreprindă un sert de măsuri. La ziua de astăzi, cei ce ține cu domeniul specific medical veterinar în cadrul ANSA, sunt o șir de probleme din punct de vedere de angajări, cadre și din punct de vedere a activității în teritoriu. Eu am avut mai multe întruniri cu dumneavoastră, ceea ce ține reorganizarea acestei instituții. Până la ziua de astăzi nu avem niciun rezultat. Noi astăzi avem, la nivel de țară, 300 de medici de liberă practică și 230 de funcționari în cadru, care practic se primește că fiecare angajat este verificat de un funcționar public. 2. Ce ține de aprovizionarea laboratoarelor cu reactive, recipiente și alte necesități de laboratoare. Și cu vaccini, inclusiv. Noi avem luna august, de-abia au fost procurate toate necesitățile. Argumentele sunt buget neaprobat, buget taraganat, nu au fost alocate sursele financiare pentru procurare. De aceea, toate chestiile astea de-abia încep să iasă la suprafață. Ce ține de managementul în cadrul la ANSA și, din păcate, și cu tristețe stabilim ce sunt acele focare care sunt stabilite. Vrem să credem că o așa focar ia să-i pui pe gânduri pe toți funcționarii de acolo, inclusiv și de la guvern, ce ține activitatea ANSA și o să aibă acele posibilități de procurări, de angajări, de cadre în teritoriu și reorganizări. În caz contrar, poate să apară oricare risc. Primul care este la suprafață este această peste porcină africană, ca să nu facem mare strigăt în țară, nu se răspândește asupra oamenilor și oamenii să stea liniștite. Asta este o problemă pur economică asupra animalelor, nu se transmite la om, deci cetățenii își radă liniștiți că nu au tangenți cu această boală. Dar apare întrebarea că, din punct de vedere economic, animalele care sunt afectate urmează ca toate să fie nimicite și spun unele măsuri speciale ca să fie omorâte, nimicite, dar încă o dată reinteresează. Până la urmă este problemă de administrare, problemă financiară. Pe prima jumătate de an, ANSA practic nu a avut cu ce lucra, nu a avut cu ce vaccina animalele în teritoriu. Cândva s-a așteptat ca să iasă la suprafață toată chestia asta. Iată că este primul semnal că nu merge totul bine. De ce? ANSA a venit cu un raport în cadrul comisiei pe care o reprezentați? ANSA a fost invitată pe mai multe întrebări, inclusiv cu cele cure exporturile de fructe și legume care s-au trecut în luna ianuarie, februarie, martie din Polonia, Federația Rusă, inclusiv cu produsele lactate care sunt importate în masă din Șimbadat pe piața autohtonă. Însă urmează să audiem, în afară de problema cu pesta porcină, și problema ce ține intoxicațiile în masă care au acum în ultima lună, practic în toată ziua sunt anunțate intoxicații în masă, 7 și 20-25 de persoane în diferite raioane a țării.
Asta este o atribuție nemijlocit și o responsabilitate a celor la ANSA pentru a ne admite intoxicații în masă. Ceea ce noi vedem, iarăși de nou și pe alt segment, că este o gestionare nu prea cea care ne așteptăm cu toții ca să fim în siguranță cu alimentele. Deci ei urmează să ne clarificăm cu toate chestiile astea, pentru că iarăși de nou ne întoarcem. Laboratoarele, practic, sunt neaprovizionate. Unele utilaje și unele aparataje din laboratoare sunt ca mobilierile. Iată care este. Domnule Mutrea, până la urmă, vedeți că această boală parvine mai mult din cauza unor factori externi. Și în cazul dat avem cazurile care s-au înregistrat masiv în Ucraina. Ori din câte cunoaștem, această boală este una foarte rezistentă și un tratament eficient sau un vaccin eficient care ar combate sau ar preveni această boală nu există. Practic suntem în fața unui pericol venit în afara acelor angajamente sau acțiuni sau măsuri care urmau fi întreprinse de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Desigur, deja rolul agenției respective îi revine de a preveni în continuare răspândirea focarelor prin acele măsuri de dezinfecție, de izolare a zonelor respective, nimicire după caz acolo unde sunt înregistrate, astfel ca să nu admitem pierderi masive. În cazul în care ANSA deține și toate cele necesare. În cazul că nu deține cele necesare, ajungem unde este. Noi am avut cu două săptămâni înainte de primul focar, prim-ministru în laboratoare cu o defilare, că noi suntem pregătiți de orice, ce, ca peste două săptămâni să declarăm ceea ce avem și să facem... Dar animalele nu se vaccinează împotriva acestui. Bun. Domnule Mudreac, ziceam mai devreme, ca să trecem la un alt aspect pe care l-am propus să-l abordăm în emisiunea de astăzi, este vorba de subvențiile în agricultură. Spuneți-ne, vă rog, cum stăm la acest capitol? Dumneavoastră fiind parte al acestei comisii care practic gestionați, dacă aș putea zice așa, sau sunteți cu ochiul pe ceea ce se întâmplă? Noi suntem cu ochiul pe ceea ce se întâmplă. Directul la AIPA este cel care pune și cuțetul în situația dată. Însă noi am rămas profund uimiți de ceea ce s-a întâmplat pe domeniul agricol. În permanență, guvernul în ultimii ani declară că agricultura este o ramură prioritară, un domeniu prioritar în Republica Moldova și este una din ramurile de bază a economiei naționale. Ca până la urmă să ne trezăm cu o asumare de răspundere a guvernului, cu o rectificare prin aprobată, adică prin asumare, o rectificare a bugetului, unde a fost redus cu 50% bugetul de subvenționare pentru anul 2016. Ceea ce a pus în primul rând în dificultate AIPA cu recepționarea dosarelor conform hotărârii de guvern, că recepționa dosarele inițial conform surselor financiare disponibile, dacă nu mă greșesc, așa era, de cele 405 milioane preconizate. Și aici avem întrebări la hotărârii de guvern, pentru că în anii precedenți se recepționau în perioada de menționată până la 30 octombrie se recepționau toate dosarele care erau disponibile pentru achitare și care, dacă nu erau surse financiare conform bugetul care era preconizat, ele erau transferate pentru anul următor ca datorii spre achitare. Nu era o revoltă mare, pentru că oamenii știau că au fost depuse ca suplimentar la bugetul care era preconizat. Însă și anul acesta noi ne-am trezit că pe 5 august, dacă nu mă greșesc, aprobat cu hotărârea guvernului regulamentul de subvenționare, ca până la jumate sau până la sfârșitul lui septembrie, deja ca să fie completat toată suma, adică pentru tot bugetul de 405 milioane, și luna octombrie, fiind lună de recepționare a dosarelor, scoasă de pe rol, însă agricultorii în perioada de recoltare a roade, activi implicați în acest proces, nu mai au avut timp, știind că au în rezervă încă o lună de zile, nu au avut timp și n-au reușit ca să-ți perfecteze dosarele ca să le depună la IPA pentru subvenționare. Ca până la urmă să trezească că deja bugetul este acoperit, adică împlinit,
și dumneavoastră nu mai au nicio speranță să-și depună dosarele. Necătând la faptul dat, și dintre cele care 405 milioane preconizate pentru anul 2016, și acela a fost redus în 200 de milioane. Asta este ceva ieșit din comun, reieșind din situația care se află Republica Moldova, anume cu domeniul agricol, ca urmare a înghețurilor de primăvară ale vieților. Noi avem careva sursă, cineva spune 4.500 de hectare, cineva ne declară Ministerul Agriculturii 9.200 de hectare de măr înghețat. Ne ajungând înghețurile încă și seceta, am ajuns în situația când dumnealor sunt puși la perete cu reducere bugetului cu așa sumă. Știind că în urma la furtul miliardului care a avut loc, dolarul a devenit la 20 de lei, euro a crescut considerabil și euro, agricultorii au credite luate pentru investiții, au unele tehnici luate în leasing, urmează să achite toate datoriile. Dumnealor au preconizat să fac lucrul ăsta, că ne-au nimerit acum, că dau din umeri și suntem într-o situație când nici nu știm, ne sărbătoriză agricultorul sau nu. Domnule director, de ce s-a ajuns la această situație în legătură cu dosarele care urmau să fie depuse și cu datoriile pe care le avem din 2015? Din ceea ce am reușit să mă documentez, am găsit că anul ăsta s-a achitat datorie de 480 de milioane de lei pentru anii trecuți. Haideți să o luăm de la un capăt. Deci, în primul rând, pornesc de la ideea că până la urmă este regretabil că mărimea fondului de subvenționare s-a micșorat, însă, pe de altă parte, trebuie de conștientizat sau de înțeles această decizie, fiindcă guvernul, până la urmă, a fost în poziția de a alege dintr-o soluție rea și o soluție și mai rea. Respectiv, s-a mers pe soluția rea sau soluția care a fost ca rezultat aprobării acelui pachet de legi, prin asumarea răspunderii guvernului. Unul din acest proiect de lege a fost inclusiv rectificarea sau modificarea legii bugetului și respectiv reducerea pe mai multe componente sau pe mai multe articole de finanțare. Din fondul de subvenționare, din păcate, au fost excluse sau redus fondul cu 200 de milioane. Amintesc că mărimea acestuia a fost stabilită inițial de 900 de milioane de lei. Este, de fapt, o sumă fără precedent care a fost acordată din tot istoricul sistemului de subvenționare din Republica Moldova. Da, trebuie, pe de altă parte, să recunoaștem că o parte din acest fond, aproximativ 480-490 de milioane, a constituit valoarea datoriilor anului 2015 și parțial 2014 și valoarea acelor cereri care au rămas anul trecut fără finanțare, care mulți tot iarăși le cataloghează ca datorii, însă ele nu sunt ca datorii, sunt ca angajament a guvernului prin acel regulament de subvenționare pentru anul 2016 cu privire la achitarea și acestor solicitări care au fost recepționate pe ultima sută de metri în anul 2015, așa cum a menționat și domnul deputat, adică indiferent era anterior suma disponibilă, solicitări se continuau a fi recepționate. Eu cred că acest lucru trebuie de apreciat. Cum am spus-o și astăzi într-o conferință de presă, că chiar și în condițiile achitării acestor 480 a datoriilor, dacă luăm iarăși prin analogie anii precedenți, o să vedem că la etapa de 10 sau 11 octombrie, până acum nu au fost alocate sau achitate efectiv așa sume cum au fost în acest an. Asta în pofida celor greutăți și dificultăți care le-a înregistrat bugetul în acest an, în lipsa unui acord de finanțare cu partenerii de dezvoltare, în lipsa tăierilor sau renunțării anumitor parteneri de dezvoltare în continuarea anumitor proiecte. De aceea și-am spus că guvernul, poziția dată, a fost pus în situația de a alege dintr-o soluție rea și una foarte rea. Este rea că s-a tăiat acele cheltuieli pe care urmau să fie realizate din contul bugetului de stat și nu doar pentru agricultură. Agricultura, dacă să luăm pierd total, aproximativ 10% din totalul tăierilor care au avut loc în urma acestei rectificări. Însă acest lucru va permite în continuare reluarea negocierilor și care va avea ca finalitate semnarea unui acord cu Fondul Monetar Internațional, iar prin deblocarea situații cu partenerii, cum ar fi Fondul Monetar Internațional, urmează restul partenerilor de dezvoltare, cum ar fi Banca Mondială, cum ar fi Comisia Europeană, să reia acele finanțări pe proiectele care au fost stopate.
Un simplu exemplu, prin semnarea unui acord de finanțare, prima tranșă în acest acord cu Fondul Monetar, 25 de milioane de dolari urmează să vină până la finele acestui an. Ca rezultat a semnării acordului cu Fondul Monetar Internațional până la finele anului, doar sub formă de grant, din partea Comisiei Europene, aproximativ 1 miliard și 100 de milioane urmează să vină, lei mă refer, să vină ca contribuția sau ajutorul nerambursabil din partea Uniunii Europene. Proiectele Băncii Mondiale, chiar în aproximativ în proporție de 45 de milioane de dolari. Iarăși, ca rezultat a deblocării acestor finanțări, în anul viitor, iarăși, suma va fi iar peste 2 miliarde de lei, doar granturi care vor veni în bugetul de stat. Respectiv, eu cred că a fost o soluție absolut asumată, absolut responsabilă și care va da efecte în viitor. Până la urmă, și această opare care noi am realizat-o pe data de 27 septembrie, privind recepționarea dosarului, este adevărat. Pentru prima dată a fost instituit o astfel de prevedere, că la atingerea limitei... Și după aceea a fost reluată. Exact. Că la atingerea limitei fondului disponibil, agenția urmează să stopeze acest proces. Pe de altă parte, este iarăși o decizie corectă, fiindcă trebuie să cheltuie atâta cât îți permite buzunarul. Și asta a fost o cerință impusă inclusiv prin discuțiile cu Ministerul Finanțelor, până la urmă acceptată. Însă, pe fonul micșorării acestui fond și reieșind din nemulțumirile, fiindcă într-adevăr noi am făcut și este mare un sondaj în teritoriu, am văzut că foarte mulți agricultori încă nu au reușit să depună dosarele. Despre acest lucru a fost informat și guvernul personal domnului prim-ministru și ca rezultat a fost lansată inițiativa de a relua acest proces de recepționare prin operarea modificărilor la regulamentul de subvenționare care punea IPA în impediment în asigurarea acestui proces și în acest sens acest proiect de hotărâre a fost aprobat ieri în ședință de guvern, iar începând cu ziua de astăzi deja IPA a început sau a reluat procesul de recepționare a cererilor, chiar la ziua de astăzi deja vreo 45 de solicitări deja au fost înregistrate în secțiile și oficiile noastre teritoriale. Acest proces va continua până la 31 octombrie, curent, așa cum prevede termenii prevăzuți în regulamentul de subvenționare și, într-un final, pot să spun că am creat până la urmă condiția ca toți acei producători agricoli care nu au reușit să depună dosarele să le poată depune, iar achitările trebuie, pe de altă parte, de spus că limita disponibilă după tăierile acestor 200 de milioane, după achitarea celor 480 care au constituit valoarea datoriilor anilor precedenți, efectiv pentru asigurarea finanțărilor cererilor pentru anul 2016 rămân a fi disponibile aproximativ 215 milioane de lei și achitările în acest an pentru cererile din anul 2016 se va realiza în limita acestui fond disponibil. Ce se va întâmpla cu celelalte? Fiindcă la data stopării procedurii de recepționare pe data de 26 septembrie, noi am avut înregistrate solicitări în mărime de circa 415 milioane, adică plus acestea 200 care au fost ulterior tăiate din bugetul fondului de subvenționare. Respectiv, aceste 200 plus solicitările care urmează a fi înregistrate până la 31 octombrie, fiindcă am făcut și aici o estimare, aproximativ 100-120 de milioane ar fi valoarea cererilor care în următoarea perioadă va fi înregistrată în cadrul AIPA. Per total, toate sumele respective urmează a fi autorizate în limita bugetului de stat pentru, sau în limita fondului de subvenționare pentru anul 2017. Totodată vreau să menționez că conform propunerilor de buget pentru anul 2017, mărimea fondului de subvenționare ar urma să fie practic similară celei din anul 2016, adică la varianta inițială, inițial cum a fost 900 de milioane, respectiv în 2017, aproximativ aceeași sumă va fi. Ceea ce ne va putea sau ne va permite ca să asigurăm achitarea datoriilor sau acelor solicitări care rămân anul acesta în afara finanțării și respectiv asigurarea în deplină măsură, fiindcă vă spun de ce în deplină măsură, a solicitărilor care urmează să fie înregistrate pe parcursul anului 2017. Ca să finalizez, noi în fiecare an limita solicitărilor, valoarea solicitărilor care sunt depuse la IPA, aproximativ 500-550 de milioane. În condițiile în care pentru anul 2017 300-330 va constitui valoarea solicitărilor pentru 2016, excluzând această sumă, efectiv va rămâne aproximativ 570 sub 600 de milioane de lei disponibile pentru cererile din anul 2017. Reieșind din
Da, domnule deputat. Da, vreau ca să... Noi începem să împărțim pe piele cei care la urs și la care încă nu l-am omorât. Dar ca atare spre mine este o situație când cu două mâini agricultorii le dau, adică cu o mână le dai cu două leie. Situația reală care este. 900 de milioane ca să nu ducem în eroare agricultori. Bugetul care fondul de subvenționare pentru anul 2016, curat, care a fost? 45 milioane? Dacă vorbim de valoarea datoriilor care le exclud... Se excludem datoriile. Da, păi am menționat, 480 a fost valoarea, aproximativ de unde, 415-400. 900 de milioane, de unde, 900 de milioane noi le calculăm datoriile pe anul 2015 și agricultorii pe anul 2015 și nu au ridicat un leu de unul. Așa este. De tot și fondul pentru anul 2016 este de, dumneavoastră să spuneți, fondul pe anul 2016 este de 900 de milioane. Împreună cu datoriile pe anul 2015 și datoriile pe anul 2014. Asta este. La ziua de astăzi, în urmă reducere, a rămas bugetul fondului subvenționare 75 milioane, nu? Președinte, dacă luăm în calcul că în 2015 noi am achitat 240... Pentru anul 2014. 2014. Corect. Și dacă mergem în fiecare an, o să vedem că și în 2010, nu, dar fondul atunci când s-a schimbat, 2016, când s-a schimbat guvernarea, noi am achitat circa 300 de milioane datoriile anilor 2008-2009. Noi la ziua de astăzi nu avem 900 de milioane din care s-a redus 200 milioane pentru anul 2016. De ce? Pentru că este suma care e preconizat datoriile pe anul 2014 și 2015. Păi bine, când anul dar 2015, ceea, ce, ceea ce în anul 2016 rămâne fără finanțare va fi din fondul anului 2017, respectiv însumând suma din 2016. Să ajungem în 2017, că noi păi dar e inevitabil, astăzi... Tragem nădejde că și de la impar 17 milioane, tragem nu din bugetul stat. Mai multe surse de finanțare. Din surse financiare, ori fie ele, nu ori fie, asta e altă întrebare. Noi nu vorbim acum de fondul pe anul 2007 care să fie alocat din bugetul de stat. Noi vorbim de fondul de la Impart, care o să grămadească vreo 17 milioane de dolari, adică din finanțările externe. Nu, da. Prin proiect. Bugetul de stat. Prin bugetul de stat așa e o parte. Asta este. Deci noi încă n-avem semnat nimic, că noi începem să le bucurăm pe agricultori, că la anul noi să avem atâta și scumință acum. Ce face agricultorul ăla care, din anul 2016, care are luat credite, care achită lunar creditul că pentru adică cu procentul la credit, care o tras nădejde că o să vii luna și să închide creditul care este. El automat trece în anul 2007 și el primește penalități, achitări, agricultorii n-au ce discutare. Asta este situația. Eu am rămas uimit atunci când ministrul agriculturii, în ședința guvernului, a acceptat reducerea fondului subvenționare. Domnul ministru Macarește abține de la vot. Și fără votul ministrului se vota. Lui în fața, în ședința de guvern, e recunoaște și de acord cu reducerea fondului. Nu, oameni buni. Agricultorii șed astăzi cu mierile înghețate de azi primăvară. Le-au compensat cineva ceva? Nimica. Domnule deputat, dar cum s-a ajuns la aceste datorii istorice? Datoriile istorice s-a ajuns pentru că noi vorbeam și domnul director făcea referire la perioada anilor chiar de la 2010 încoace. Dumnezeu spune 2010. Noi am făcut o analiză și o statistică și la acest subiect. Practic, datorii au început să genereze la fond din 2006. Dumnezeu încep să încearcă să lege 2008-2009 cu 2015-2016-2014. Asta e una. Dar e real una. Care era dolarul, prețul dolarului în 2015-2016-2008-2009? Care era prețul la euro în 2008? 2009 și 2015 și 2016 și vedem că pentru că toate tehnica agricolă este importată în valută, toate piesele de schimb sunt în valută, produsul semincere sunt în valută, care este, dați vedem care era prețul la un kilogram de grâu semincer în 2008 în valută și care este acum. Și ați vedeți că nu acoperiți nici 30% din sumele cele, din contul de valorizare banilor. De ce noi parcă încearcă să ne bucuri cineva cu cifre cu datoriile din urmă. 900 de milioane, noi am preconizat 700 de milioane. Dați vedem cât este în valută cu datoriile care sunt și cum primie oamenii fondurile. Și să ne facem o legătură. Pentru că oamenii au tras nădejde și au procurat material săditor, importat în valută. Poftim. Eu le-a sugerat dumneavoastră să vadă altceva mai interesant. Vă rog, spuneți.
Să vadă care, câte hectare de, au fost sădite de pomușoare și de alte culturi care până la urmă au fost subvenționate cu bani grei, vreo 25 de milioane de dolari de lei, parmesc, dacă nu mă greșesc, care până la urmă n-au dat nicio roadă. Dar să vedem câte mii de hectare sau mii de puieți de material săditor de biță de vie a fost subvenționat cu bani grei, adus în Republica Moldova sădit și până la urmă s-a constatat că era material infectat cu boli și n-avea nimic de asta. El a fost achitat. Ce facem noi în situațiile astea? Domnule director, de fapt, domnul deputat a anticipat o întrebare de-a mea. Ce sectoare subvenționăm și, de fapt, cât de sensibilă rămâne a fi agenția pe care o reprezentați la aceste nevoi ale agriculturilor? Dacă dau o secundă, da, ca să ajung. Dacă puteți să ne spuneți care a fost suma achitărilor subvenționării în anul 2015 pentru Caravita? Ca să nu mergem în tare departe. Caravita este o firmă care a primit câte milioane? A primit subvenționare? Mult mai puțin, domn președinte. Milioane a primit. Primit că sunt agenți economici, fiindcă subvenția se calculează. În 2015 s-a creat un fond de deficitar pentru agricultori în totalmente, dar Caravita a ridicat la timp subvențiile. Haideți să auzim. Nu e adevărat. Domn președinte, ca să înțeleagă toată lumea, subvenția are scopul de a stimula sau de a compensa o parte din investiția realizată. Da. Atunci când o investiție este realizată, corespunde criteriilor de eligibilitate, ea nu are decât să fie subvenționat. Ce își ține de sumele primite de Caravita sau de alte companii, vreau să vă spun că prin nimic nu se deosebește de alte companii ca sumă în primită în 2015. Da, dar Caravita nu a trecut în datorie în 2007, și-a primit-o în 15 în comparație cu alții agricultori. Nu e adevărat. Nu a avut în 2015 Caravita nu a avut niciun dosar. În 2013-14. În 2015 solicitări în 2015 nu a fost înregistrată această companie. Principiul este unic și respectat. Îl apreciază sistemul electronic. Primul venit, primul servit. Și aici am avut și verificări și din partea organelor, procuratură, CNA, vis-a-vis de corectitudinile sau principiile aplicate la examinarea și selectarea celor beneficiari. Ce ține de măsurile care le avem noi în administrare, vreau să vă spun că în ultimii 5-7 ani de zile lucrurile s-au schimbat foarte, într-o dinamică pozitivă. Dacă ne uităm la volumul total a investițiilor făcute în agricultură, dacă ne uităm la numărul total de plantații multianuale înființate, dumneavoastră aduceți careva exemple care ele sunt puține printre istoriile de succes care au fost realizate pe parcursul 25 milioane care cu s-a spus sumele care au fost acordate pentru acolo au fost acordate reieșând din prezentarea datelor neveridice de către unii agricultori. În primul rând, nu se ridică la 25, suma este de 25 de milioane, este una mult mai mică. La moment, aceste cazuri sunt investigate. Noi am demarat deja procedurile de recuperare a celor subvenții, inclusiv penalități și dobânzi de întârziere. Vreau să spun într-un cuvânt că, clar că pădure fără uscături nu există, ca și în cazul subvenționării, că din miile de beneficiari care îi avem anual, se mai întâmplă cazuri când cineva încearcă director, și poate îi se reușește să treacă peste acele reguli și condiții când care sunt impuse. Când se importă materialul săditor, el se importă și se subvenționează după ce materialul este, nu, este certificat de laboratoarele ministerului, subordonat Ministerului Agriculturii. El corespunde cerințelor. Așa este, nu? Așa este. Materialul săditor trece sădire. Dumnealui primește subvenționarea la materialul săditor. Știi câți ani noi începem să vedem roada? Depinde de 3, 4, 5 ani, așa? Exact. Și când peste 3 ani, 3-4 ani de zile se constată că a fost subvenționat un material săditor infectat care stabilește peste 3-4 ani de zile, însăși importatorul sau agricultorul prezintă documentele confirmative de la laboratoarele noastre naționale, că materialul corespund cerințelor, cumva să nu puteți să-i spuneți nimic. Putem. Iată așa laboratoare noi avem, iată așa subvenții noi le acordăm, dar sunt persoane care, într-adevăr, au necesitate de cele subvenții. Eu am 15-20 de sunete pe zi. Mă sună de diferite regiuni a Republicii. Ce înseamnă asta? Cum asta? Cum domnule cineva, director, cum se explică? Cum cineva este înregistrare electronică, dar cineva primește regulat, cineva nu. Toate problemele, inclusiv și în agricultură, nu o să fie rezolvate în câțiva ani. Fiindcă 25 de ani tot s-a vorbit și s-a făcut populism, dar
cei ce se face în ultimii 4-5 ani să văd rezultate vizibile, inclusiv și la cele laboratoare. Unde au fost acele laboratoare până acum 3 sau 4 ani de zile? Noi la ziua de astăzi avem mult mai multe laboratoare cu inventar sau cu echipament ultramodern care permite să identifice, să stabilească inclusiv gradul de sănătate acelei plante. Ori acele laboratoare, desigur, mai este nevoie de acreditarea lor, ceea ce necesită timp. Am făcut primul pas, le-am dotat, mai departe următorul pas este legat de acreditare, pentru că ca un laborator să funcționeze după criteriile și principiile corespunzătoare, trebuie să aibă să fie certificat. Ori acest lucru se întâmplă la moment. Și cu siguranță, în timp, acest lucru va da rezultate. Fiindcă acei producători care s-au constatat că materialul respectiv a fost virusat, noi la etapa plantării sau la etapa când AIPA merge și constată existența sau inexistența bunului, un lucru ăsta nu poate fi identificat. El poate apărea după 2, după 3 ani. Așa e, poate fi identificat da, o boală. După care producătorul agricol fie că o defrișează, fie că o reînnoiește, ori acest lucru influențează sau duce la răspundere sau intervenția răspunderii acestui producător prin rambursarea sumei subvenției. Și atunci când dânsul semnează contract cu AIPA privind primirea subvenției, el își asumă, desigur. Noi acum am făcut un proces de verificări pe ultimii 2 ani față de producătorii agricoli care au beneficiat de subvenții, respectiv din 700 de producători agricoli care au fost supuși verificărilor, aproximativ la 70 am depistat nereguli. Pe domeniul investițiilor în procurarea animalelor, pe domeniul plantării, pe domeniul tehnicii agricole. Practic acolo unde am depistat cazuri, ne-am sesizat, am înaintat somații, acolo unde producătorul agricol nu este de acord, urmează să găsim o cale de soluționare, inclusiv prin intermediul instanțelor de judecată. Deci, ca rezultat, în procesul verificării am constatat că suma de aproximativ 15 milioane urmează a fi rambursată sau restituită de către producătorii agricoli și acest lucru deja l-am demarat. Pentru că lucruri absolut se întâmplă în toată lumea. Când o investiție la etapa inițierii, la etapa planificării și realizării parcă dă rezultate, sunt luate în calcul și evaluate toate riscurile, însă pe parcurs multe riscuri intervin, care acea investiție poate să ducă la pierzani sau la ineficiență. Domnule Mudreac. Și aceste riscuri agricultorii și le asumă, inclusiv pe riscul rambursării în caz de... Da. Spuneți-mi, vă rog, atunci când vorbim despre subvenționare, pomenea și ceva domnul Ciubuc, vorbim de fapt și despre modernizare a sectorului respectiv. Dacă nu mă înșală în memoria, anul ăsta au mai fost incluse două domenii, mi se pare că apicultură și îmi scapă ceva la domenii la care vor fi subvenționate. E așa și de unde se va găsi acoperire? Vă rog. Eu pot spun una că apicultura în Republica Moldova este una unică ramură care la ziua de astăzi este cu permisiune de a exporta în Comunitatea Europeană produsul. Da. Este deblocat în anul 2010, pare mi se în februarie, că eram eu în funcție la agenție pentru siguranță sanitară veterinară când nu a fost deblocat exportul. Din 2010 până în ziua de astăzi, Republica Moldova în Comunitatea Europeană nu exportă nicio poziție și n-a exportat nici pe poziție niciun produs alimentar în Comunitatea Europeană. Ceea ce este semnările în acordurile de asociere cu cotele care sunt permisibile pentru export în Comunitatea Europeană, noi astăzi n-am exportat niciun kilogram, nici un ou de găină, dacă mai concret, în Comunitatea Europeană. Toate ramurile sunt care de producere în domeniul industrial alimentar sunt produse pentru o piață autohtonă. Noi permanent ne spune că nu corespunde cerințelor. Eu am pus odată întrebarea, cineva spune că e embargo în Federația Rusă. Care e diferența între nu corespunde cerințelor și embargo în Federația Rusă? Deci diferența nu e. Poftim? Nu ești nimic, nu export categoric, nu exportăm nimic. Deci ești dezvoltarea ramurii. Atunci când este exportul în țară, atunci agricultorii să aibă exportul masă în țară și produs și nici nu să aibă nevoie de subvenționare care este, pentru că se mărește volumul de producere, alte prețuri, alte scoatere de piață. Iată unde trebuie să mergem noi. Pentru că în caz contrar, dacă nu o să fie exporturi practic, noi am încercat, am deblocat vreo 40 ceva de întreprinderi cu dreptul de export în Federația Rusă a mierilor.
ce aici măcar o fereastră că cât de cât să descărcăm piața autohtonă, pentru că dacă să luăm Federația Rusă a exportat anul curent 50.000 de tone de mere în Uniunea Europeană, 650 de tone de mere. O diferență este interesantă. 15 tone de roșii în Comunitatea Europeană exportate. Restul mai mult nu a fost exportat niciun produs agroalimentar în Comunitatea Europeană. Cei ce sunt cotele semnate, asta e cotă pe hârtie și nu mai mult. Domnule director, numărul dosarelor pentru subvenționare în ultimii ani este în creștere? Este într-o creștere așa stabilă, dar în creștere. Pe fonul inclusiv instituirea celor măsuri noi de sprijin care ați menționat dumneavoastră cu mierea de albini, sunt doar niște componente sau niște poziții legate de mierea de albini, mai cu seamă în cadrul proiectului Băncii Mondiale MACP2, unde amintesc aici că primul proiect MACP a finanțat constituirea și funcționarea grupurilor de producători pe domeniul horticol. Iată că a doua componentă sau a doua etapă acestui proiect vor viza și producătorii și procesatorii de lapte, dar și producătorii și procesatorii de miere de albini. Cei ce ține de măsuri noi, cum au fost agricultura ecologică, cum au fost grupurile de producători, consultanța, deci pe fondul instituirii acestor măsuri, desigur, avem și creșterea numărului de producători care sau numărul de solicitant. Pentru că până la urmă numărul solicitanților depinde de disponibilitatea și capacitatea producătorilor agricoli de a face investiții. Pentru că până la urmă beneficiari de subvenții sunt acei care realizează investiții. Ceea ce a menționat domnul președinte legat de ce diferență este între embargou și nu corespunde cerințele, este diferență absolut mare în condițiile în care Uniunea Europeană instituie niște reguli transparente, clare, stabilite, care ți le pune pe masă, poftim, sunt reguli care trebuie să le corespunzi. În condițiile în care exporți o viață, piața Federației Rusă și peste noapte vine și îți spune că nu mai corespunzi cerințelor, aici este răspunsul, de fapt ar trebui să-l găsim. Și produsele care nu corespund cerințelor în Comunitatea Europeană se consumă piața autohtonă. Păi se consumă fiindcă sunt alte nivele de standarde, domnul președinte. Este vorba de produsul trebuie expus într-o anumită formă, trebuie supus sortării, ambalări și mai departe. Haideți, dar să întoarcem la subvenționare. Când piața comunitară sunt solicitate un soi concret de mere, de ce voi subvenționați libiezi de mere care nu solicitate și nu corespund cerințelor pe piața europeană? Voi astăzi subvenționați sădirea libiezvă la cele mere care nu sunt solicitate pe piața europeană. Merele sunt un șir de categorii de mere care nu sunt solicitate. Le subvenționat anume ca și oricare le vadă sădite, ați subvenționat-o cu scop că ele și bine exportate în Federația Rusă. Nu va interesa unde ați duc în care parte. Astăzi ei s-au trezit că așa mere nu sunt exportate în nu se duc în Federația Rusă, în Comunitatea Europeană nu sunt solicitate și rămân oamenii cu produsul acasă. E așa? Doi, mai departe. Cei sunt cu produsele lactate sau cu ouăle de pasăre. Tot apar noi cerințe. Vine odată la jumătate de an digital încă din Comunitatea Europeană, ne prescrie o cerință, le-am înlăturat, vine a doua oară, altă cerință, le-am înlăturat, a treia oară, altă cerință. Și cerințele astea nu se termină niciodată. Nu corespund, nu corespund, nu corespunde. Avem laboratoare care dumnealor le-au dotat cu utilaj care le putem verifica. Avem specialiști care s-au cheltuit bani enorm pentru a instrui. Avem agenții economici care au fost consultanți de experți care au fost instruiți de către dumneavoastră, care întrunesc, de ce nu ne permit? Haideți să aflăm punctul de vedere. Domnul, aici ține de produsele de origine animală. Da? Într-adevăr, există probleme la export. Până la urmă, sau în prezent, doar mierea de albini are liber de export în Uniunea Europeană, dar în parte și ține de producție de origine vegetală, noi avem de ce nu exportăm nimic? Potențial. Avem potențial unde poate fi expus. Până la urmă, piața Uniunii Europene este o piață ca și oricare altă piață. Pe lângă piața Uniunii Europene mai sunt și alte piețe. Eu vă dau un exemplu. Pe lângă piața Federației Ruse mai există tone de mieră, 50.000 de tone de mieră exportate în Federația Rusă și 600 ceva de tone de exportat în partea. Asta concret din statistica luată de până la urmă statistic. Important de menționat că atunci când vine vorba de exporturi,
Noi niciodată nu stăm cu merele în depozit sau să le aruncăm. Fiindcă orice produs, mai ales produsele din Republica Moldova, întotdeauna își găsesc loc pe piețele externe. Și atunci când aplicăm sau stabilim principiile de subvenționare, nu este scopul statului de a dicta care soi trebuie plantat. Până la urmă trebuie de susținut investițiile. Ori sectorul este într-o criză acută de investiții, în, mai ales în producerea culturilor cu valoare adăugată, ori noi știm cu toții că fructele, legumele sunt produse cu valoare adăugată și respectiv fiecare agricultor, fiecare investitor care are o nișă, are o piață identificată, este dispus sau este decis să-și plăteze orice sunt. Mai avem 2-3 minute în cadrul acestei emisiuni. Ce ține de ceea ce ați menționat? Noi avem o instituție în stat care face politicile pe domeniu și se cheamă Ministerul Agriculturii. Iată, tot ce ați enumerat până acum aia, ține de elaborarea politicilor. Exact, dar nu de stabilirea soiurilor care trebuie tot să fie implantate. Cei ce ați enumerat singuri până acum aia, ține de elaborarea politicilor în domeniul agriculturii. Oameni buni, creionul în mână și haideți să elaborați politicile, ca agricultorii să-și poată deschide piețele și de a-i promova. Noi asta și încercăm asta, atunci când elaborăm strategia, când elaborăm regulamentul de subvenționare, să transpunem implementarea celor politici. Ori prin acele măsuri care noi le avem, care sunt taxate pe stimularea investițiilor, pe investiții în producerea culturilor cu valoare adăugată, în infrastructura post-recoltare, ceea ce va permite ridicarea productivității, ridicarea competitivității, diversificarea piețelor și care a nivelului sau calității produsului. 30 secunde mai avem la dispoziție, domnul deputat, ca să veniți cu o explicație pe marginea ceea ce a spus domnul Ciuboc și punem punct emisiunii de astăzi. Eu pot să spun un lucru. Ce ține de deblocarea piețelor, de exporturile, promovarea exporturilor, subvenționarea pe domeniu, asta și este politicile pe domeniul agriculturii cu care trebuie să ocupe Ministerul Agriculturii. Asta este. 2. Ministerul Agriculturii trebuie și avocatul și promotorul agricultorului. Dar nu trebuie să voteze în ședințele guvern reducerea bugetului și subvenționare cu 50%. În caz contrar, îți primești că este dușmanul agricultorului. Domnule Mudreac, domnule Ciuboc, eu vă mulțumesc din suflet pentru participarea la emisiune și vreau să obțin promisiunea că mai dați curs invitației noastre, pentru că nici jumătate din subiectele pe care le-am pregătit pentru emisiune nu au fost dezbătute. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Eu vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară bună alături de noi!